Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Pornind de la seria de 5 emisiuni intitulată Călătorie spre centrul celulei, prezentată integral de profesorul Bruce Lipton și difuzată în ianuarie 2019, am conceput un nou serial, mai extins, în care explicațiile domniei sale vor fi completate, corectate și updatate noutăților recente ale biologiei, avându-l ca invitat pe domnul profesor Octavian Popescu, membru al Academiei Române, expert în biologie moleculară și celulară, căruia îi spun bun revenit la Știință și Cunoaștere. Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Înainte de a intra în subiectul penultimului episod al acestui serial, Călătorie spre centrul celulei, în introducere aș dori să mai povestim despre articolul despre boala canceroasă, în care am propus o combinație terapeutică și nu o terapie unică, deoarece două dintre terapii se adresează celor două căi de evoluție a cancerului, și anume avem internalizarea de ATP ca să aibă energie și respectiv activitatea aberantă a telomerazei, care să-i asigure și rată de multiplicare pe termen lung, și atunci avem terapia imună cu punct de control sau checkpoint, cum îi spune, și reprogramarea metabolismului mitocondrial. Celelalte două fiind doar terapii adjuvante, psihoemoționale, postul alimentar, dietă personalizată. S-a făcut ceva pași legat de primele două terapii, pentru că ele sunt acum la mare trecere, dar se fac teste clinice. Din câte știu eu, da. Sigur că un concept vechi în medicină spune că nu există boli, există bolnavi. Bolnavi. Deci aceeași, să spunem, boală canceroasă, aceeași tumoră malignă în clasamentul pe care îl fac specialiștii, se poate exprima, se poate manifesta diferit la doi indivizi diferiți. Deși, să spunem melanom malign, da? Zice melanom malign, dar la un individ poate să aibă o evoluție, să zicem, furtunoasă, foarte, foarte rapidă, la altul să, deci, considerând că nu aplicăm niciun tratament, să Exact. meargă mult mai încet. Da. Deci asta, și sigur că acum se încearcă aceste individualizări și de aceea medicina viitorului este așa zisa medicină personalizată, în care fiecarei persoane îi se va aplica cel mai potrivit tratament. Și țintit exact, deci Da, nu păi așa da, două injecții și care. așa cum se întâmplă de mai mult timp afară, în străinătate, decizia privind calea ce trebuie urmată pentru fiecare pacient nu este luată numai de medicul oncolog. Nu, este luată de un colectiv întreg de medici care au toate datele despre persoana respectivă, toate analizele și se discută într-un grup mai mare și decizia care se ia este mult mai fundamentată deoarece este o abordare interdisciplinară a unei probleme de patologie. Și sigur, deci sunt invitați inclusiv medici nutriționiști, psihologi, nu vorbesc Geneticien. geneticieni, deci de toate categoriile și în felul acesta fiecare spune punctul de vedere și la sfârșit se trage concluzia și pacientul are numai de câștigat din această abordare. Eu am simțit că trebuia să aduc în combinație aceste elemente și când o să povestim la emisiunea consacrată, Păi nu, ceea ce ați făcut este că ați, cum să zic, sintetizat. Da, am sintetizat. Acum, pentru o persoană nefamiliarizată cu problemele acestea de biologie, de științele vieții, schema e destul de complicată. Da. De aceea, sigur, poate n-ar fi fost rău să fie prezentată pe bucăți, cum cred că vom face în emisiune, Exact, dacă am așa vom înțeles face, bine, da. și după aceea schema general. Dacă
Vii dintr-o dată la schema, nu știi de unde Da, să începi, sau da. de unde să mă uit, de unde. Deci, nu, dar asta este rolul schemelor, de a simplifica și de a face mai pe înțeles. Că dacă ne uităm la niște hărți ale metabolismului făcute pe vremuri de firma Boehringer-Ingelheim, în care toate căile metabolice sunt. Păi nu știai unde să te uiți. Deci, la fel, foarte. Da, într-adevăr. Conexiunile sunt Alea sunt extraordinare. exagerat de complex, exagerat. Da. E, pentru un biochimist, să știți că el știe, nu-l deranjează că. Nu, el preocupă o anumită porțiune. Asta vreau eu să știu. Ce conexiune are asta, până unde mă pot Da. întinde și ce concluzii se Păi trag. până și harta aia obezității și-a văzut ce Da, complicată era. absolut, da. Mergem mai departe și vom revedea următorul fragment din expunerea profesorului Bruce Lipton, continuând cu influența epigeneticii asupra celulei. Epigenetics can alter the chemistry of the DNA and determine which genes are going to be read and which ones are not going to be read. But when epigenetic signals change the protein modules on this 97% of the DNA that doesn't code for the genes, they adjust the readout of the genes. And the important point about all this is that just through environmental signals being different, you can chop up the blueprint of the gene and create many different variations of proteins from the same blueprint by cutting the blueprint and taping it back together in a different sequence. And so, evolution of the genetic activity is a result of environmental signals that can take a gene blueprint and copy it, making a messenger RNA, but then take that messenger RNA and using scissors and tape, they can cut the blueprint into pieces and then tape it together in a different sequence, so I have a completely different readout. So the same blueprint can be cut up and pasted together in different ways so that I can actually create over 3,000 different protein molecules from the same gene blueprint based on the signals from the environment. So epigenetics has not changed the original code of the gene, but through environmental information, epigenetics can adjust the readout of the genes and create thousands of variations of proteins from each gene. Now, when you bring that story up, it's important to recognize some of the variations introduced by epigenetics might be beneficial, and some of the information introduced via epigenetics can be very destructive. Epigenetics just changes the protein. It's the environment that determines how that protein is going to be changed. So, for example, in my next illustration, there are two mice illustrated here. The one on the left, the blonde-colored mouse, that mouse is a lot larger and fatter than the normal-looking mouse on the right-hand side. The interesting point is the big orangey-looking mouse is called an agouti mutant. It has a mutation in it that causes changes in the body, such as the body is obese. The fur color is different. The mouse has diabetes and cardiovascular disease and dies very young. And that's the result of the agouti mutation. Now, the mouse on the right is a normal-looking mouse, but guess what? It's the same genetic identity as the mouse on the left. But it looked normal. I said, well, it's the same genes. How could it do that? And the answer is this. During a certain time in gestation, that means when the mouse was developing inside the womb, during a certain amount, a certain window of time during that development, the mouse was fed very specific diet containing things such as choline or vitamin B12, elements like that. At a very small time in the window of development, let's say the mouse is developing over this entire time, I say only in a small window in development, just around here for a few hours, if you give the mouse a diet containing such as the choline or the vitamin B12, it causes an epigenetic covering up of the mutant gene. So what's the point? The two mice have exactly the same genes. But on the mouse on the right, an environmental alteration by feeding those certain elements at a very certain time during development caused an epigenetic covering up of the gene. And the mouse is normal.
But its genes are still the agouti mutant genes. If you mated this mouse, it would have a mutant offspring. So the point is very important. Epigenetics can change the readout of the gene, but not actually change the original gene. And in changing the readout, sometimes it's a benefit, and sometimes epigenetic changes actually are very toxic. So for example, 90% of cancer has no connection with heredity. 90% of cancer is due to environment and lifestyle and belief issues. And I say, well, how did that create a cancer? And the answer was the epigenetic alterations produced by those thoughts, those negative thoughts, produced a negative gene that caused the cancer. So all of a sudden it says the gene doesn't determine the character of your life. It is based on the environment and the experiences in your life that determine that. That's why buying a genetic readout may not tell you anything about the future at all, because all of your genes are quite changeable based on what's going on in your world at the time. And the next slide, it just shows a gene printout from two identical twins. Recognize this, at the moment identical twins are born, they have exactly the same genetics. But if you come back and read their gene readout year after year, you come back 5 years later and you read their gene readout, it's going to be different, different gene readout between them. If you come back 10 years later, the two twins are going to be further separated because each one's going to have completely different kinds of reading of their genes. One twin could end up dying of cancer and the other twin could live to 100 years old. And all of a sudden it says, well, then, what was the difference? The answer was not the genes. They started with identical genes, but it was their life experiences and their beliefs and their environment that altered their genetic readout. And so the older they get and the more different their experiences, the more the twins will diverge and not have the same genetic readout. Epigenetics changes over time. It changes the genetic readout. The next story is a real interesting one from a researcher in San Francisco by the name of Dean Ornish. Now, he was working with prostate cancer patients. And what he did is he took his cancer patients and split them into two groups, A and B. And before they started the experiment, he read the genes of each group. So he had a genetic readout of these prostate cancer patients before the experiment. Now here's the experiment. Group A, all the participants got the exact same medical treatment that any prostate cancer patient would get, which includes drugs and radiation and all kinds of things like that. In contrast, group B, all they did was change their diet. They learned how to meditate, and they also learned how to reduce stress in their life. And so both groups were in the experiment for 90 days. So they read the genes before 90 days, and then they read the genes of the participants in each group after 90 days. And here's what happened. In the group that got medical treatment, the same gene readout at the beginning was the gene readout at the end. The genes didn't change at all. But in those that changed lifestyle, changed diet, learned how to meditate and reduce stress, in 90 days, 500 genes changed their function. Most of these genes were connected with the prostate cancer. They were actually reversing the prostate cancer by changing lifestyle. And this fits the story. Epigenetics can cause the cancer, but epigenetics, responses to the environment and perceptions, can also cure the cancer. So epigenetics works in both ways. And how fast does this occur? In the next story, scientists measured two genes that concern inflammation in people who were undergoing meditation. So they read the genes, and then the people did 8 hours of meditation, and then they read the genes again. And guess what? The genes changed their function in 8 hours. The conclusion of this is very, very important, and it says this. The original story of genetics says that we're victims because genes determine our character, our emotions, and our behaviors, and genes turn on and off without us influencing them. Therefore, we're just programmed by genes. The new story of epigenetics reveals a different insight. It says that the environment, signals in the environment acting through the cell membrane,
And then going into the nucleus via a cascade of one protein to the next protein into the nucleus. Once in the nucleus, these environmental signals adjust the reading and activity of the genes by adjusting the proteins that form the sleeve of the chromosome. And that you can adjust the readout of these genes and create thousands of variations based on whatever environmental signals come in, because these environmental signals adjust the protein modules, which are the equivalent of the dials on the television set. So epigenetics can turn a gene on and off, and epigenetics can say how much of a gene should be needed. Epigenetics can change the character of the gene by cutting it and pasting it back together in a different sequence. And the significance of all this is that it's controlled by the environment and our perception. Well, genetics, the old story, I'm a victim of the genes. Epigenetics, the new story, is I am a master of the genes. Because the control is not in the genes. The control is in above the genes. The control is in consciousness and perception and nervous system. If you change your belief and your attitude and your environment, you can change the readout of the genes. Ceea ce mi s-a părut mai interesant a fost acel exemplu cu șoarecii mutanți care au primit hrană diferită. Și atunci unul dintre ei a crescut mai mult și avea o blană de culoare portocalie, iar celălalt era mai mic și blana avea culoare maronie. Dar dieta a fost stabilită în perioada critică de creștere, astfel încât fiecare animal s-a adaptat influenței mediului. Iar dacă în acel mediu nu exista hrană, cu toate elementele specifice, iată că dezvoltarea a fost diferită în funcție de acest factor. Deci acea mutație se numește agouti. Da, deci da, e cunoscută. Și în imaginile prezentată de profesorul Lipton, e menționat agouti, în care, practic, acea anomalie, să spunem, în care această mutație agouti merge pe lângă mutația la nivelul ADN-ului, apar, sau această mutație la nivelul ADN-ului determină o sinteză preponderentă de feomelanină, care are culoarea aceasta de aici și culoarea părului portocalie, galben-portocalie, unde acele cristale de melanină, pe lângă tirozină, conțin și cisteină. Deci, da, da, da. Asta, ca să avem baza biochimică și să ne reamintim de emisiunea anterioară în care am discutat. Și eucromatină, deci șoricelul cel mic normal, are culoarea normală, unde cristalele conțin strict numai tirozină. Deci este o afectare a metabolismului, de fapt, biochimic, la nivel biochimic, la acel șoricel, care duce și la o obezitate. Două ori și ceva, da, aproape de trei ori, da, mai mare decât exact. cel normal. Sigur, acum noi putem spune, și pe asta insistă profesorul Lipton când vorbește de epigenetică, sigur, până acum câțiva ani și în multe, nu mai vorbesc la nivel preuniversitar, dar și la nivel universitar, când vorbim de exprimarea mesajului genetic, de traducere, tot în cadrul traducerea mesajului genetic, tot în cadrul, să spunem, disciplinei genetică se face. Nu există o disciplină epigenetică nicăieri în lume. Da, deci nu ca disciplină, ci ca factor. Da, deci, factor epigenetic. Da, deci epigenetica în, eu știu, maximum 10 ani, se va preda și ca o disciplină separată, dar strâns corelată cu genetica. Da, că da. Nu poți înțelege epigenetica dacă nu ai învățat noțiunile de bază ale geneticii. Eu cred că din punct de vedere didactic e un lucru bun. Da. Din punct de vedere didactic. Da, bine, deci se făcea treaba asta cu exprimarea genelor, controlul exprimării genelor, la ce nivel sunt aceste controle și așa mai departe. Dar noi spuneam epigenetică. Ah.
Deci, termenul datează de mai mult, din anii 40, 40-50. Un cercetător englez și biolog și filozof, Weddington, dacă nu mă înșel, a introdus acest termen de epigenetică, dar nu i s-a dat prea mare importanță, atenția păi cuvenită. Și Lipton s-a luptat în anii 70 la Universitatea Wisconsin, unde preda el acele cursuri de legate de celulele STEM, și în anumite conferințe el povestește cum a avut critici severe din partea audienței și atunci a fost foarte supărat și ulterior, până la urmă, a părăsit mediul academic pentru că nimeni nu vroia să-l asculte. Era o perioadă de început, adică în anii 70. Păi nu, când te evidențiezi, fie pozitiv, fie negativ, tendința grupului e de aplatizare a acestei evidențieri. Deci, și asta nu se face, sigur, parțial voit, parțial involuntar. Deci, e o reacție firească a celor din jur, zice, sau spun, a, deci e o prostie, sau din potrivă, a, și cum mi-a venit și mie ideea asta? Și mi-aduc aminte de întâmplări pe care le-am trăit eu. Deci cu lucruri care le-am publicat în Science și Nature și când m-am întâlnit cu colegi din grupuri concurente, zice, bă, cum va veni, mă, ideea asta așa? Păi zic, mă, lucrurile toate pornesc de la simplu la complex. Voi abordați problemele de la complex spre simplu. Nu, să abordăm. E important modelul experimental. Da. În orice cercetare. Pe urmă, mai e interesant de observat faptul că, deși doi gemeni se pot naște cu o structură aproape identică, totuși, dacă ei vor trăi în medii foarte diferite, li se vor activa gene în mod diferit. Deci că influența acelui mediu, a epigenetică, prevalează peste cea genetică, epi fiind acel sufix above the genes, cum exprima. Deasupra. Da. Deasupra genelor. Da. Da. Nu, acum trebuie să clarificăm un lucru pe care profesorul Lipton nu îl menționează, că există gene care sunt în afara epigeneticii. În ce sens? Sunt așa numitele în engleză housekeeping genes, adică sunt genele care asigură supraviețuire, mentenanța unei celule. E, alea n-au nevoie da. Să fie stimulate și sau fi nu. Periculos, alea, da, acelea, nici nu-i voie să deci umble. Housekeeping genes, astea, genele de mentenanță, astea se exprimă continuu și asta este bine. Când apar probleme, problemele sunt foarte mari. Pentru organismul respectiv sau celula respectivă, problemele sunt foarte mari. Deci trebuie să fim atenți că nu toate genele sunt evident sub control epigenetic. Da. Deci. Însă, referindu-ne la partea legată de boli, sigur că multe din bolile care apar ca urmare a activării anumitor gene, factorii sunt majoritar epigenetici. Da. Păi nu, de exemplu, la procariote, la bacterii, da. Primul operon care a fost descris a fost operonul LAC sau operonul lactozei. Lactoza e un dizaharid, un diglucid care se găsește în lapte și care e format din glucoză și galactoză. Am găsit într-o lucrare a unui cadru didactic universitar din Franța, unde spunea greșit că galactoza e formată din lactoză și glucoză. Și am zis, domnule, e o scăpare, dar am văzut că se repetă în decursul cărții, de-a lungul cărții. În sfârșit, deci operonul ăla, că aici Monod, Jacob au avut un rol esențial, au și luat premiul Nobel în treaba asta. Acest operon, care conține trei gene și un singur promotor, este un operon inductibil. Adică aici epigenetica se exprimă numai atunci când este substratul prezent, când e lactoza prezent. Dacă nu e lactoză, nu se exprimă genele respective. Deci acestea le-am numit noi pe vremea aceea, acum se vorbește din ce în ce mai puțin, dar sigur la nivel microbiologie există gene inductibile. Ah, da. Deci gene care sunt induse de
care de fapt lactoza este un e substrat, dar e un acționează epigenetic. Epigenetic, da. Da. Pe urmă, Bruce Lipton a mai amintit un experiment care s-a publicat într-o revistă importantă despre observarea modificărilor genetice la pacienții cu cancer de prostată după schimbarea stilului de viață, respectiv chimioterapie. Deci a comparat grupul cu stil de viață, respectiv grupul cu chimioterapie. Și s-a observat că mult mai multe gene și-au revenit la starea normală de promovare a sănătății la cei care au schimbat stilul de viață și mult mai puține decât la cei care au făcut chimioterapie. Da, aceste studii sunt foarte interesante. La început să știți că mulți cercetători au privit cu scepticism că stilul de viață sau gândirea noastră poate să influențeze pozitiv evoluția unui astfel de cancer de prostată. Da, da. E, dar să știți, de cursul, deci asta era acum 30 de ani, te trimiteau la plimbare. E, acum din ce în ce mai mult oamenii încep să înțeleg, adică medicii, că da, până da. La urmă dânsii fac treaba asta. Și revistele care publică și care sunt da. Bine cotate acceptă articolele acestea și care sunt menționate în baza păi, de date. Nu, deci se bazează, deci medicina bazată pe dovezi. Pe dovezi, da. Deci sunt dovezi experimentale da, clare în care s-au obținut rezultate mai bune decât cu radioterapie, decât cu chimioterapie și așa mai departe. Exact. Astea, radioterapia acum cu noile echipamente nu mai e generalizată, e strict localizată. Da, da, deci s-au făcut progrese importante. La chimioterapie avem încă mari probleme, mari da, probleme. Da, da, da. Și toxic, foarte toxic. Foarte și toxice, nu-i, da. Nu-i luat de precis, localizat, păi, targetizat. Nu, asta e. Merg peste tot și atacă și pe cele sănătoase, determinându-le în unele cazuri, deci am vindecat, să zicem, carcinomul mamar sau de colon, da? Colon carcinomul și ne trezim că apare după nu știu câți ani un alt cancer care nu are nicio legătură nici cu cancerul de colon, nici cu carcinomul mamar. Datorită acestei chimioterapii care este, cum să zic, foarte, foarte da, toxică. Da, 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 foarte da. Toxic. Dar nu avem, deocamdată nu avem alte mijloace. E, și vedeți că numărul pacienților crește. Crește, da. E, de ce crește? Păi, uite, începem să înțelegem că stilul de viață, stilul de viață, mediul în care trăim, telomerii, mediul cum ne alimentăm și așa mai departe. Nu, dar Elizabeth și, Blackburn chiar da, a demonstrat că stresul da. Scurtează telomerii și induce îmbătrânirea accelerată. Da, eu mă feresc să folosesc masculinul la telomeri, dar cred că vom avea o discuție despre da, secvențele da, da. Telomerice, da. Că de obicei la noi, dar nu... În peste 90% în cazuri, neologismele au intrat ca substantive neutre. Și atunci, un telomer, două telomere. E, dar ne trezim că nu, un plasmid, două plasmide și deja am auzit o plasmidă, două plasmide. Că dacă are pluralul plasmide, se gândește că e... Da, acum terminologia. Da, bun, telomer, telomere, secvențe telomerice, e mai corect și evităm și... critica unor... Nu ne critică nimeni. Noi ne adresăm publicului nespecialist. Deci specialiștii, dacă vor să critique, să țină criticele pentru ei. Nu, sincer. Ba nu. Deci, noi vrem să ne adresăm critica nespecialiștilor și să ne dea voie cu scuzele de... Eu îmi cer scuze pentru ca să folosim un limbaj cât mai adecvat publicului nespecialist. Și îmi cer eu scuze față de specialiștii care ne urmăresc în acest moment. Nu, criticile sunt binevenite dacă sunt. Așa că... Bun, dar am făcut și această precizare. Că... Mergem acum mai departe și vom revedea următorul fragment din expunerea profesorului Bruce Lipton, continuând cu influența stilului de viață, a emoțiilor, a gândurilor noastre asupra genelor.
fapt demonstrat și de către Elizabeth Blackburn, care spunea că cu cât avem un stil de viață mai defectuos, cu atât mai repede ne pierdem telomerii și cu atât mai repede îmbătrânim și ne îmbolnăvim. In fact, just to conclude this section, it's important to define epigenetic control. The story started with genetic control, control by genes. But we end with epigenetic control. And I say, what does it mean? I say, epi means above. So, for example, the name of skin is called epidermis. It means the layer above the layer called the dermis, above dermis, epidermis. Now I say epigenetic control, and here's the fun part, because epigenetic control means control above the genes. The control is not in the genes, the control is in the consciousness of the individual. That's what controls our genes. And since we can control our consciousness, then we're not victims of our heredity, we are masters of our genetic expression. This is the third part of our discussion on heredity. In this part of the lecture, I'm going to talk about the nature of what are called telomeres. At the end of our DNA molecules, which are long threads, there's an extra length of DNA that doesn't code for anything. It's not a gene. It's not part of epigenetics. It's just an extra piece of DNA. And the question is, why do we have this extra piece of DNA on there, the so-called telomere? And the answer is very important, and it relates to this. DNA is stable as a double helix, but if the helix begins to unwind, then the free ends become attacked by enzymes and start to destroy the nature of the DNA. And the significance of this is that if the DNA was exposed at the ends, then enzymes would chop it all up and essentially destroy the gene blueprints as well. So to keep the ends from being attacked and from opening up, the extra ends on the DNA, the extra pieces called telomeres, act to hold the DNA double helix together. To give you a picture of what that is related to, consider a shoelace. It's made out of a lot of fibers of thread held together at the end by a plastic cap called the aglet in English. The aglet is keeping all the fibers from falling apart. As you can see in the right-hand picture, if the aglet comes off, the filaments of the shoelace start to fray, they start to unfold. And now the shoelace is very difficult to put into the little tiny hole in the shoe. Its function is interfered with. Well, the same thing occurs with DNA. At the end of DNA, these extra lengths of DNA called telomeres are the equivalent of an aglet. They hold the DNA from coming apart and as a result keep it from being broken down by enzymes. So telomeres are safety pieces on the end of DNA to prevent them from being enzymatically broken down. Now, to see where they are, here's a picture first of a nucleus opened up with the chromosomes exposed. And again, the chromosomes are DNA-covered sleeves with protein sleeves on the outside of the DNA. That if you want to see where the telomeres are, in the next slide, which is a higher magnification of an X chromosome and a Y chromosome, you can see where the telomeres are because they're stained red. They're at the very ends of the DNA strands on each end of the chromosome, as you would expect to find them. These telomeres, as I said, are protective devices that keep the DNA from unfolding and keep it stable. But there's another very important role for telomeres, and it has to do with this. When you want to copy the DNA, as in this illustration, an enzyme called the helicase enzyme splits the DNA double helix into single strands. And as the single strands are exposed, a protein called the DNA polymerase will land on the DNA. And like a train going down the track, the polymerase moves down the length of the DNA. And as it's moving down the length of the DNA, the polymerase is copying the genetic code to making a duplicate copy so that the double helix is returned. First, we have a single helix, but after the polymerase moves down, it makes a second copy, and that completes the double helix. Well, as you can see, the enzyme moves down to the end of the DNA strand.
And at the end of the strand, which is indicated in green little bumps on there, those green bumps represent where the telomere is. The red part of the DNA strand is where the gene programs are. And I say, so what's relevant about this? I say the polymerase went down the length of the DNA and copied the duplicate right above it. And I say, and then what happens? I say, well, it gets to the end of the DNA. And I say, then what's the problem? As you see, when the polymerase pops off, it did not copy the little piece of DNA in which it was sitting. So every time you copy the DNA, you lose a short piece at the end where the DNA cannot be copied because the polymerase is sitting on top of it. And the next move, the polymerase falls off. So it says, every time you copy DNA, the new copy is a little bit shorter than the original copy. Well, this is very important because if I keep shortening the DNA and I shorten to the point that I'm cutting off the genetic code, the part in red, well, that means I'm going to ruin the blueprints by breaking it off and not having a complete blueprint when the DNA is copied. So the function of telomeres is to allow the DNA to be copied over and over again. And this, every time the DNA is copied, it gets shorter and shorter. But because the telomeres are there, I'm not cutting off part of the genetic code. So as long as there's telomeres, then I am actually allowing the copy of the DNA blueprint without destroying the blueprint. But now there's a problem, and the problem is this. If I'm losing a piece of telomere every time I copy the DNA, how many times can I copy that DNA before I'm actually now cutting into the gene program and losing part of the program? And the reason why this is important is telomere length is a predictor of aging, disease, and depression. As the telomeres get really, really short, that's when we start aging more. That's when diseases become more rampant because now we're interfering with the gene blueprint. And it's also associated with depression. So all of a sudden, there was an idea that came to a scientist by the name of Leonard Hayflick. He said, if the telomere is only so long, how many times can I copy it before I lose the entire telomere and then we cut into the genes? And I say, why is that time important? Because accordingly, that would be how long we could live. How many times can my cell divide before the DNA cannot be copied correctly? That will determine a lifespan. Well, Leonard Hayflick, the scientist, did the calculation and says that we should come out to live to near 100, 110 years of age, which is interesting because that's how old people seem to live. And it fits the story. Yeah, by around 110, you've copied the DNA on your stem cells. Remember, the stem cells are replacing your cells every day. And as a result, they have to keep dividing. And if you run out of stem cells, you can't replace your cells anymore. And as a result, at that point, aging and disease become apparent in the human body. So you want to keep your stem cells dividing. And yet, Leonard Hayflick says they can only divide for a person till they're about 100, 110 years of age. I go, oh, so our life is fixed. And I go, no, because later, a woman, Elizabeth Blackburn, discovered an enzyme called telomerase. And that enzyme is an enzyme that can extend the length of your telomeres. I go, oh, well, wait a minute then there's not a fixed lifespan. Because if we can keep extending the telomeres, we can keep dividing the stem cells. And as long as we keep dividing the stem cells, we can stay alive. So scientists automatically have started to recognize that a minimum age for a human should be 150. And you say, well, why are we dying so young? Ah, and that's when the cool part comes in, because this is the part where the enzyme is working or not working. Here's the point. The enzyme can be engaged, which will then increase our life, keep us healthy for a lot longer. Or you can inhibit the enzyme and stop it from working, which means we age faster and get sick faster. So all of a sudden it says our life is really based on how much activity we can get out of telomerase. Așadar, din acest fragment, tocmai am aflat faptul că stilul de viață are o influență majoră și am folosit ca ilustrație acea animație de câteva minute pe care am primit-o de la dumneavoastră cu un attachment
la revistele Molecular Biology of the Gene și ceea ce rezultă de aici este că tot acest mecanism extrem de complex și sensibil poate fi perturbat, iată, de stilul nostru de viață și atunci nu se mai adaugă noi telomeri la capetele ADN-ului și asta înseamnă că începem să îmbătrânim cu viteză din ce în ce mai mare. Și o să și caut acea animație, că am găsit-o la un moment dat. Deci acesta este mecanismul... Nu, e mecanismul de replicare al ADN-ului. E așa. Ca să îi mai spune și mecanismul trombon. Deoarece funcționează ca seamănă instrumentului care îl cunoaștem sub numele de trombon. În germană cred că e zugafon sau cam așa ceva. Deci aici este un model ca să ne arate cum să pe o catenă, pe catena 3'5' sinteza e continuă, deci fără întreruperi. Pe catena 5'3' e discontinuă prin acele fragmente Okazaki. Acum, la capetele cromozomilor avem o problemă pe această catenă 5'3' că rămâne o porțiune de, așa cum am spus, ca să... O secvență rămasă în urmă, da? Da. Fragmentul Okazaki. Deci fragmentele Okazaki au 100-200 de nucleotide. Dar ele, ca să sintetizeze, au nevoie la capătul 5' de o amorsă, în engleză primer, acel în negru. Da. Dacă cred că o să urmeze imediat. Da. Deci, vedeți, este amorsa și la amorsă se atașează. Amorsa asta este de natură ARN, nu este ADN și este eliminată. Dacă ne uităm cu atenție, vedeți, e eliminată, da? Apoi, asta, lipiciul ăla, de fapt, e ligaza și leagă fragmentele Okazaki. Dar când ajungem la capătul 3' al catenei, acolo nu se mai poate, de cele mai multe ori, nu mai e suficient spațiu ca să se atașeze din nou o amorsă. Și atunci fragmentul acela rămâne descoperit. Deci urmează acum un zoom pe această imagine ca să înțeleagă și mai bine telespectatorii. Da. Deci o să se facă o apropiere. Deci rămâne o porțiune descoperită, monocatenară. O celulă normală nu tolerează această secvență monocatenară și o taie. Dar ca să ne protejăm... Și acum ajungem la capetele ADN-ului. Da. Și atunci s-a introdus deci, acea secvență care se repetă. De exemplu, la naștere, un om într-o celulă normală are 2500 de astfel de repetiții TTA, GGG. Deci hexamerul acesta, vedeți? TTA, exact. GGG. Timină, timină, adenină, guanină, guanină, guanină. Ăsta, la celula 9, așa, este în 2000-2500 de exemplare. Poate să fie și mai mult. Da, și acum această enzimă, enzima telomerazei, asta e o combinație, deci are și de transcriptază inversă, adică care poate citi informația de pe ARN să o transforme în ADN. Vedeți, acolo are un ARN, deci acea moleculă cu bucle e de fapt un ARN, da? Da. E o ribonucleoproteină, se numește, și sigur că această, deci are o secvență complementară cu secvența telomerilor, da? Mm. Numai că în loc de T este U și atunci la G perechea este C, la U perechea este A. Deci adenina, dacă se întâlnește cu o moleculă de ARN, va fi complementară cu uracilul și da, nu cu și aici se și vede UA și aici UA. Da, da, A, da. Da, și datorii, TA. Da, deci este o moleculă de ARN în care timina e înlocuită cu uracil. Acestea este, dacă la naștere, să spunem, avem 2500 și aproximativ între 10.000 și 15.000 de perechi de baze, da, de nucleotide, la 90 de ani
această secvență telomerică va avea numai 1000. Dacă împărțim la 6, deci numărul de repetiții se reduce drastic. Da? De fapt, mai rămân 160, în jur de 160-150, de la Și acum 2500. arată cum se completează. Da. Deci, telomeraza are capacitatea de a regenera secvențele telomerice pierdute la fiecare diviziune. Deci, acest lucru este valabil la celulele care se divid. Că la celulele care nu se divid, secvențele telomerice nu se schimbă. Da, și Deci, numărul de acolo, repetiții rămâne. da. De exemplu, celula musculară, Da. nucleul celulei musculare, Și celula nervoasă. cromozomii respectivi vor avea aceeași secvență telomerică ca la naștere, numai prin accident, dacă se întâmplă, dar nu. Neuronii, care iar nu se mai divid, dar celulele din piele și toate, mai ales celulele din mucoase, din mucoasa digestivă, mucoasa bucală, respiratorii, căile respiratorii superioare sau inferioare, toate aceste celule se divid la fiecare 24 de ore. Vă dați seama, nu? Și tot într-o altă emisiune, nu știu dacă acum a menționat profesorul Lipton, pe Leonard Hayflick. Da, cu limita Hayflick, Da, adică de limita câte Hayflick. ori se poate. Deci, o medie, bine, el a constatat între 50 și 100, dar acum limita e stabilită la 50. Deci, după 50, în medie, da, poate să fie mai puține sau mai multe de diviziuni ale unei celule, celula respectivă intră în apoptoză, deci în moarte celulară programată, sau se transformă și devine o celulă rebelă, neascultătoare, indisciplinată și foarte periculoasă. Ca acei samurai care plecau de la stăpânul lor și se răzvrăteau Da. și refuzau să își Își fac facă harakiri. acea harakiri, da. Da, dar japonezii, noi îi spunem, deci nejaponezii spun harakiri, ei spun cum? Okumi, ceva cu. Da. Da, avea o altă denumire. Da, o să-mi aduc aminte. În sfârșit, nu are importanță. Și aceste celule rebele sunt identificate de un sistem de apărare în deplinătatea Da, și forțelor le și marchează nu, și după aceea, le da, elimină, și le ucid. fagocitate. Da, deci nu, și sunt natural killers, deci acele limfocite ucigași naturali care nu iartă. Da, Nu iartă. da. Problema este când sistemul imunitar e ocupat cu respingerea unei viroze Da. sau a unei infecții bacteriene. Nu se poate împărți O pe mai multe celulă din fronturi. asta Da. rebelă profită, Profită, se da. mulțește și după aceea își creează un mediu al ei în care nu mai pot ajunge nici anticorpii, imunitate umorală și cu atât mai puțin celulele ucigași sau citotoxice. Da. Stimate domnule profesor Octavian Popescu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și ne revedem data viitoare. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu emisiunea dumneavoastră preferată, Știință și Cunoaștere.